Salutare la toți! Astăzi vreau să vă arăt cum să croșetați, iată așa, o fustiță. Este foarte frumoasă, nu se croșetează greu. Puteți să croșetați ca pentru copii, așa și pentru cei mai mari, adică pentru dumneavoastră, pentru mămici, chiar și pentru bunici. Doar că se croșetează, sigur că elasticul mai mare și se croșetează mai lungă, da? O croșetăm din bumbac sau din in, tot o să se primească frumos. Puteți chiar și din acril de vară, asta, de exemplu, cum este Aliza Diva, deși acolo este firul mai grosuț. La mine este firul Anna 16, este în 100 de grame 510 metri, destul de subțire. Puteți ceva model să luați de la Madame Tricote. Bumbac ei au tot așa într-o 100 de grame 550 sau 540 de metri. Vă uitați la fir. Cât e mai subțire firul, cât ea o să fie mai gingaș. Eu am aici două culori. Puteți chiar numai de o culoare să o croșetați sau ca și la mine, da? Vedeți. Mai întâi se croșetează elasticul și apoi din jur împrejur se croșetează desenul. Uitați-vă cum să luați mărimea dumneavoastră pentru cine croșetați. Acest elastic, el se croșetează aparte. Se croșetează, iată așa, de-a lungul, ca un centimetru, ca un metru, da? Se croșetează, iată așa, în rânduri, eu o să vă arăt acuș. Și se croșetează atât de lungă, de cât aveți nevoie. Iată, luați și măsurați talia dumneavoastră de jur împrejur, și, adică să nu o întindeți, să fie așa normal, adică nici slab, dar nici să-l întindeți. Fiecare bumbac aparte se ține acest elastic pe diferit. Dacă la dumneavoastră este slab, eu mă uit aici la mine, tot este slab. Luați așa un elastic și îl, pur și simplu, îl cusiți pe partea din dos. Ce mai vreau să mai spun? Acest elastic se poate decroșetat cât și mai îngust și mai lat. Adică depinde câte ochiuri o să luați. La mine este firul subțire și eu am luat 11 ochiuri. Dacă așa un fir tot subțire, puteți să luați, dacă vreți mai gros, la 20 de ochiuri. Sau vă uitați să luați atâtea ochiuri și vă uitați mai grosimea, cât arată. Că dacă este, de exemplu, firul mai gros, 11 ochiuri deja o să fie mai lat. Așa. Și ați înțeles, da? Elasticul acesta se croșetează atât cât este talia dumneavoastră. Luați pur și simplu și îl puneți pentru copil sau pentru dumneavoastră, așa de jur împrejur, ca un centimetru. Lungimea tot așa o corectați după cum iubiți să purtați fustițele. Așa, eu o să vă arăt pe un model. Am luat croșeta mai groasă și firul este mai gros pentru ca să vă arăt cum arată, da, desenul. Nu cum arată, cum să se vadă aceste ochiuri mai bine. Așa, acum o să vă arăt, mai uitați-vă încă o dată, desenul. Din păcate, eu nu am tutorial pentru că eu am luat dintr-o poză și acolo în poza aceea erau, să vă spun, undeva 9 rânduri de raport, da? De desen. Eu am luat 3, dar nu unul după altul. Le-am combinat singure. Mai scurt, eu singură l-am combinat aceste ochiuri și de asta eu nu am tutorial, dar eu cred că o să vă fie clar și așa. O să vă arăt. Bine, dar să începem. O să dau mai jos camera. Așa, vedeți, eu am început să croșetez elasticul. Aici, dacă este firul gros, la mine sunt numai 6 ochiuri. Și, mă rog, este un model, adică nu am nevoie de mai multe ochiuri. Dumneavoastră luați atât cât aveți lățime nevoie. Așa,
Ce facem mai întâi? Eu de acum am croșetat, dar vă spun, primul rând croșetăm ochiuri câte avem nevoie. De exemplu, aveți nevoie de 6 ochiuri, ca la mine aici în model. Ați croșetat 6 ochiuri și primul rând croșetați în fiecare ochi câte un picioruș scurt. Acesta este primul rând. Așa, după ce ați croșetat primul rând câte un picioruș scurt, croșetăm mai departe elasticul. Luăm un ochi, întoarcem lucru și croșetăm primul ochi un picioruș scurt. Mai departe, noi în aceste ochiuri avem, uitați-vă, un fir în față și unul din dos. Noi o să croșetăm firul din dos cu picioroșe scurte. Așa. Toate firele, în afară de primul și ultimul, le vom croșeta picioruș scurt. Iată, acesta este ultimul picioruș scurt, am în vedere din firul din urmă. Și ultimul croșetăm ambele picioruși. Primul tot așa. Așa, am finisat rândul. Mai departe, rândul următor este exact același. El este dintr-un singur rând. Un ochi, întoarcem lucrul. Primul ochi este amândouă fire, picioruș scurt, următoarele până la ultimul firul din urmă. Și ultimul ochi, ambele firul. Așa. Și așa îl croșetați de cât aveți nevoie acest elastic. Acum, după ce ați croșetat elasticul, noi trebuie să unim în două părți. La mine este scurt pentru că este doar un model. Așa, le unim capătul acesta cu acesta, luăm primul ochi și îl tragem și îl croșetăm înăuntru, iată așa. Al doilea, ochi în ochi, vedeți? Iată așa. Croșetăm înăuntru. Iată așa, tot rândul. Așa până la capăt. Așa, uitați-vă, am croșetat și întoarcem partea din față. Aici noi facem un ochi și uitați-vă, avem niște ochiuri la margine. Acum, în fiecare ochi, vom croșeta câte? Întâi două picioruși scurte, în al doilea unul. Celălalt două, mai departe în celălalt ochi, unu. Le rânduim într-un ochi două, în celălalt unu. Picioruș scurt, da? Două picioruși scurte, unu. Un picioruș scurt, două, un picioruș scurt. Iată așa, rânduim până la sfârșitul rândului în rotundă, în formă rotundă facem. După aia, începem să croșetăm. Croșetăm rândul întâi. Am luat un ochi, am croșetat un ochi și în primul ochi croșetăm un picioruș scurt. Luăm un ochi. Aici sărim peste un ochi. În următorul croșetăm un picioruș scurt. Un ochi, sărim peste un ochi, croșetăm în următorul un picioruș scurt. Iarăși un ochi, sărim peste unul, croșetăm un ochi. Vedeți? Când croșetăm un ochi, înseamnă că noi sărim peste un ochi deasupra lui, da? Și se primește atât. Un ochi croșetăm, picior scurt, în al doilea îl sărim, dar deasupra lui este un ochi. Și iată așa croșetăm până la sfârșitul rândului. La sfârșitul rândului unim cu primul ochi. Iată, în felul următor. Așa, am finisat rândul. Croșetăm următorul ochi. Așa. Luăm un ochi
Și tot aici, în primul ochi, vom croșeta picioruș scurt. În următoarele 6 ochiuri trebuie să croșetăm câte un picioruș scurt. Ele merg la rând, chiar și în ochiurile acelea care la noi era în aer, adică noi săream peste picioruș, da? Noi am croșetat în rândul precedent un picioruș scurt și un ochi și săream peste un picioruș scurt în rândul precedent. Iată, în toate, nu sărim nicăieri. Iată, vedeți, am croșetat primul, acum al doilea, al treilea, patru, cinci, șase, șapte, în a optulea ochi croșetăm 5 picioruși scurte într-un singur ochi. Așa. 1, 2, 3, 4, 5. Așa. Aici s-a terminat raportul. În următoarele 7 ochiuri croșetăm cum aici, în fiecare ochi, câte un picioruș scurt. 7. Și în a 8-lea vom croșeta într-un ochi 5 picioruși scurte. Și iată, așa se rânduiește 7 ochi, fiecare parte câte unul într-un ochi. Și în a 8-lea croșetăm 5 picioruși scurte. Așa, până la sfârșitul rândului și ne întâlnim. La sfârșitul rândului unim cu primul ochi. În felul următor. Iată așa. Am finisat rândul 2. Acum o să croșetăm rândul 3. Așa, croșetăm rândul 3. Noi trebuie să ne ridicăm, iată, aici, la acest ochi unde sunt croșetate 5 ochiuri, 5 picioruși scurte într-un ochi. De aici o să începem raportul. Înseamnă că ne ridicăm, iată așa, în felul următor, până sus. Până la primul ochi, până la primul picioruș scurt din acest ochi. Așa, bun. Iată, am ajuns. În acest prim ochi croșetăm 3 ochiuri în sus și încă 1. Mai departe, luăm jeteul, în următorul ochi, al doilea, vom croșeta un picioruș dublu, un ochi. Următorul, al treilea ochi, croșetăm un picioruș dublu și un ochi. În al trei, în al patrulea, patrulea, da, 1, 2, 3, 4, tot așa, și un ochi, și în al cincilea, ultimul, sunt 5 ochiuri din rândul precedent și acum tot sunt 5 picioruși duble. Așa, am croșetat. Mai departe, luăm un ochi și uitați-vă, aici avem 7 picioruși scurte din rândul precedent. Da? 7 ochi. Luăm jeteul, sărim peste un ochi, următorul croșetăm un picioruș scurt, un picioruș dublu, iertați-mă, dar nu până la capăt. Croșetăm primele două rânduri. Așa. Luăm jeteul, sărim peste un ochi, următorul croșetăm exact așa, primele două ochiuri și luăm jeteul, sărim peste un ochi și în al treilea croșetăm tot primele două ochiuri. Avem, iată, 4 ochiuri. Și le croșetăm toate împreună. Avem 3 ochi, 3 picioruși duble împreună. Iată așa. Mai departe, în față avem iarăși într-un ochi 5 picioruși scurte. Dar a mai rămas un ochi. Dintre acestea 7, noi o să-l sărim, facem un ochi, sărim peste acest ochi și plecăm în la ochiurile acestea, unde sunt 5 ochiuri,
Într-un 5, da, 5 ochi, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Într-un ochi. Și croșetăm. Cum am arătat. Un picioruș dublu, un ochi. Un picioruș dublu, iarăși un ochi. Și începem iarăși tot de la început, iată cum am croșetat aici. Da? Se rânduiește, iată așa. Piciorușe duble și apoi iar va fi trei piciorușe împreună, cum am arătat. Ele se rânduiesc, da? Atașa croșetăm până la sfârșitul rândului. Aici, la sfârșitul rândului, unde noi ne-am ridicat, da, până la aceste cinci ochiuri, tot așa croșetăm acele trei piciorușe împreună, da? Sărim peste un ochi, în al doilea croșetăm un picioruș dublu, nu până la sfârșit, unele două ochiuri, iarăși sărim peste un ochi. Cum v-am arătat, iată aici, da, la aceste trei piciorușe duble împreună. Exact aceeași, o să croșetăm, pur și simplu nu o să vă fie chiar comod, dar să luați o croșetă mai subțire și iată, săriți, una faceți, un ochi până la, nu până la sfârșit, unul săriți, următorul tot așa, îl croșetați, nu până la sfârșit, următorul săriți și tot așa, ca să primească trei. Și așa am finisăm rândul. Sfârșitul rândului, croșetăm un ochi, sărim peste ultimul ochi și le unim în al treilea ochi, unim sfârșitul cu începutul lucrării. Așa, și acum o să începem iarăși de la rândul întâi, deși este puțin altfel, pentru că noi aici la început nu aveam așa piciorușe duble. Dar o să vă arăt primele trei rânduri și mai departe ele se repetă. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Iată, de aici, din momentul acesta, socotiți, puneți-vă, uitați-vă, suntem la care minută, pentru că vă câteva ore o să vă întoarceți la desen, că el se memorizează, dar oricum, vă câteva raporturi trebuie să croșetați, să vă uitați. Așa, uitați-vă, începem de la rândul întâi. Facem un ochi și în acest arc, primul, iată, merge primul picioruș dublu, în acest arc croșetăm picioruș scurt, un ochi, sărim peste piciorușul dublu din rândul precedent și în următor croșetăm picioruș scurt, un ochi, sărim iarăși, următorul croșetăm picioruș scurt, un ochi. Aici, iată, așa croșetăm, cum am croșetat în rândul întâi, numai că nu am avut aceste picioroșe duble. Așa, când am croșetat și suntem în față, iată aici unde avem aceste trei picioroșe duble împreună, în față la ei mai este un arc, aici croșetăm un picioroș dublu, facem un ochi și sărim peste aceste trei picioroșe duble care sunt așa ca un unghi și croșetăm în următorul un picioroș scurt, luăm un ochi și iarăși croșetăm aceeași. Doar în arcuri vom croșeta picioruș scurt și un ochi. În arc, picioruș scurt, un ochi. Și iată așa croșetăm până la sfârșitul rândului. Este rândul întâi. La sfârșitul rândului unim primul ochi, adică ultimul ochi cu primul. Ce trebuie să o croșetă mai subțire? Așa, croșetăm rândul 2 din desen. O să ne ridicăm, iată, uitați-vă aici, la al treilea picioruș dublu,
chiar nu în rândul precedent, dar peste 1, da? 1, 2, 3, 4, 5, dintre aceste 5. Iată aici în mijloc, în capăt, aici în vârf, o să ne ridicăm. În felul următor. Așa. Și vom începe de acolo, acest rând. Iată, am ajuns și aici croșetăm 5 picioroșe scurte în acest ochi. Acesta este rândul 2. 3, 4, 5. Așa, am croșetat. Mai departe, uitați-vă. În față, noi avem în rândul acesta unde sunt picioroșe duble și 3 picioroșe duble ca în unghi, adică sunt cu un vârf. Așa, iată aici, până aici noi trebuie să croșetăm 3 picioroșe scurte. Iată. Nu are importanță este unul lângă altul sau este unul peste altul. Avem nevoie de 3 picioroșe scurte. Iată, eu o să le croșetez. Aici nu este în ordine nicicum. Iată, croșetez primul, al doilea și al treilea. Am croșetat 3. Așa, acum un ochi, un picioruș scurt, va fi deasupra ochiului, deasupra la acestea 3 piciorușe duble împreună. Iată, aici vom face un picioruș scurt. Mai departe, uitați-vă, avem partea din stânga. Partea din stânga, croșetăm, nu ne trebuiește până în, iată, 5 picioroșe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Nu ne trebuiește acum până la acesta din mijloc, al treilea picioroș dublu, să croșetăm iarăși 3 picioroșe scurte. Nu are importanță, o să săriți unul peste altul, pentru că aici nu sunt multe ochiuri. Așa, 1, 2, 3. Poate să fie chiar unul lângă altul la letră. Așa. Acum plecăm în vârf la acesta treilea picioruș dublu. Aici avem un ochi și în el vom croșeta 5 piciorușe scurte. Așa. Uitați-vă. Acum mai departe, iată, noi suntem în momentul acesta, unde am făcut de la început, da, iată aici. Facem exact așa cum am spus. 3 ochiuri, o să croșetăm deasupra acestor 3 piciorușe duble împreună un ochi și iarăși 3 ochiuri și când ajungem la al treilea picioruș dublu și când o să ajungem la acest picioruș dublu al din acest evantai al treilea, vom croșeta 5 piciorușe scurte și iarăși va fi așa pe împărți 3, unul la mijloc la aceste 3 piciorușe duble împreună, unul și 3 iarăși pe împărți și iarăși aici în al treilea picioruș dublu vom avea 5 ochiuri, 5 piciorușe scurte, iertați-mă. Și iată așa croșetăm până la sfârșitul rândului. Acum uitați-vă. Al treilea rând nu îl arăt pentru că este exact așa cum este, uitați-vă, aceste piciorușe duble. În rândul acesta se croșetează 3 piciorușe duble. Iată aici, va fi așa un evantai din 5 piciorușe duble și un ochi. Este ca rândul al treilea, iată, dintre acest rând. Pur și simplu dați înapoi o leacă video și vă uitați. Exact așa. Aici o să săriți peste un ochi, o să faceți un picioruș dublu, nu până la sfârșit, săriți peste un ochi al doilea, nu până la capăt îl împletiți, iarăși săriți peste un ochi și al treilea tot așa îl croșetați și apoi împreună, cum am arătat, și apoi iară sărim peste un ochi și facem, iată așa, un evantai din piciorușe duble și între ele se croșetează câte un ochi. Și așa, toate trei rânduri se croșetează până la lungimea care aveți nevoie dumneavoastră. Eu am terminat fustița cu rândul întâi. Vedeți? Unde este un picioruș scurt
În ochi, un picior scurt, un ochi, iată așa. Am terminat, am finisat fustița. Și cred că o să se primească și la dumneavoastră. Pur și simplu, dacă ceva nu vă este clar, uitați-vă în video-ul mai atent, că eu am spus totul. Așa, vă doresc o zi frumoasă, pa, pa!